în toată nenorocirea care era acolo, aglomerația aia, am văzut o mașină neagră, iar înăuntru erau niște oameni în uniformă. Și eu n-am mai avut discernământ în momentul ăla și m-am dus la poliție. Ofițeri ce erau. Ofițeri. We are in a TV show and we need a car. Can you please take us? Okay. Yes, thank you! Doamne, să mulțumesc, mie să pun. Noi am urcat în mașină și ne-au escortat și atunci am aflat și ne-au spus că sunt armata. Adică să ne înțelegem, noi am oprit armata în fața pieței să ne ducă, tată. Deci nimeni da, da, mai contat. Important e că au oprit armata să ne ia pe noi să ne ducă undeva. Cu cine am fi mers, mă, frate? Domnul, într-adevăr, era îmbrăcat într-un costum impecabil. Militaresc, așa. Militaresc. Cu epoleți. Era un grad de ceva. But we want to know who are you? Okay. I am Colonel Susante. I would like to go to your destination. Okay? Thank you very much, sir. Și apoi am aflat că este colonel, cunoscut aici de toată lumea. A oprit un organ de poliție și el ne-a zis, stați aici, că acest polițist va opri o mașină pentru voi și va vorbi să vă ducă direct la... Pinaoala. Și noi eram, au, oprește poliția mașină pentru noi? Wow, ne și plătește. I-a dat bani șoferului de autobuz să ne ducă la destinație. Adică nu era de ajuns că vorbise... Că vorbise cu un polițist, s-a asigurat să plecăm, a venit și ne-a mai și plătit cursa. Mi-a dat și numărul de telefon și a zis să oprim orice mașină vrem noi. Persoana respectivă să sune la numărul acela și noi vom ajunge la destinația, pe care ne-o dorim. Noi avem un număr de telefon al celui mai șmecher om din Sri Lanka și sunăm oriunde și oprește oricine și nici oriunde. Și este wow în condițiile acestui concurs, că noi avem nevoie de mașină non-stop. Pentru că plicul ăla a devenit foarte valoros. Da, iar bibeloul suprem. Bine, să mulțumim. Ce oameni. Wow! Asia Express te trece prin toate stările, da. Se pare. Da, de la furie, la bucurie, lacrimi, frustrare, dorință, frustrare, am zis de două ori. Și iar frustrare. Și tot așa.